Ce avem noi aici? Să fie un aparat foto? Nu. Nu e. Să fie un obiectiv? Nici nu e. Să fie un smartphone? Nici atât, dacă nu are display. Da. Și atunci e un aparat foto care lipsește display. Display, văd. Da. E înlocuit cu niște clene. Da. Dacă te poți uita să vezi ce fotografie făcut în clenele astea, ok. Dacă nu, îți trebuie un smartphone. Da. Sony a scos o chestie inedită prin care poți să-ți upgradezi telefonul mobil. Da, nu-i poți schimba obiectivul telefonului mobil, nu-i poți schimba camera, dar poți să adaugi una nouă. Și asta a făcut Sony. A inventat un device care e de fapt un aparat de fotografiat fără display, care comunică cu un smartphone prin Wi-Fi. Asta e foarte tare. Foarte tare. Asta creează într-adevăr posibilități nelimitate. Și cum funcționează? Deci dacă am ăsta, am și telefonul și obiectivul sau aparatul, ce fac? Gadgetul ăsta mic devine un fel de router Wi-Fi. A? Telefonul tău, la capitolul lista de wireless-uri pe care le va vedea și acest device, la care te conectezi frumos cu o parolă trecută în carte sau la baterie. Am văzut că Sony a avut grijă și a notat inclusiv la baterie. Cu parola respectivă îți conectezi wireless-ul de la smartphone la acest device. Ca această combinație să funcționeze, mai există o aplicație care este oferită gratuit de către Sony și care știe să se conecteze la acest aparat de fotografie. Aplicația parcă se numește Play Memories. Play Memories se cheamă aplicația lor. E compatibilă și cu iOS și cu Android. Noi am reușit să-l instalăm atât pe iOS cât și pe Android. Un senzor de lungi, da? 13,2 pe 8,8 mm. 20 de megapixel, cam fotografia 21 de megapixel în total. Zoom de 3, în jur de 3. Ceva, e ceva. Echivalent în 35 de mm, de la 28 la 100 de mm. Echivalent full frame. Ce e foarte interesant este că, deși ăsta este un aparat compact, sau este gândit ca un aparat compact, datorită dimensiunii senzorului, calitatea imaginilor o să fie foarte, foarte bună. Adică, de la claritate până la culori, până la comportamentul de lumină scăzută, pe mine m-a impresionat. Să nu uităm să spunem că are inclusiv o sensibilitate de până la 6400 senzorul, ceea ce e o chestie extraordinară, cel puțin în condiții de iluminare. Și utilizabil, adică la un compact chestia asta e aproape nemai văzută. Pot să spun că dintre toate lucrurile inedite care m-au plăcut la el a fost faptul că îl poți detașa de aparat. De fapt, de telefonul mobil, singurul contact care se află este unul de ordin fizic. Niște lamele, niște clapete care îl țin prins de... Pentru că el, de fapt, comunică prin Wi-Fi, nu are nevoie de contact direct. S-au gândit inclusiv la faptul că clapeta sau lamela dinspre montura de trepied nu se mișcă, ci se mișcă doar cealaltă. Mi-a plăcut că au pus inclusiv un... Inel de zoom. Și mi-a plăcut inclusiv care montură de trepied, dacă n-am spus-o deja până. Adică acum poți să pui obiectivul pe trepied, să faci fotografii sau să filmezi. Foarte simplu, da. De la distanță. Ce nu ți-a plăcut la el? L-am văzut ca pe un gadget foarte bun de reportaj. E și nu e. Este pentru că, bineînțeles, poți să te plimbi pe sub fustele fetelor. Nu recomand să faci chestia asta, dar se poate. Sau să-l pui undeva la distanță să fotografiezi cu el. Un fel de James Bond, așa, model. Da, așa, exact. Mă rog, nu e chiar cât un măscurel de la cămașă, dar poți să-ți lagăți la gât să fotografiezi cu el. În schimb, comunicarea între el și telefonul mobil sau tabletă se face un pic întârziat. Adică este o întârziere, am remarcat-o de cam o jumătate de secundă, așa. Este o chestie care, bineînțeles că se poate îmbunătăți pe viitor, e un prim pas foarte bun. Ce este fericit sau care este motivul de bucurie este faptul că sunt numai probleme software. Adică s-ar putea îmbunătăți în orice moment printr-o nouă aplicație. Spre exemplu, resimt faptul că nu poți să activezi flash-ul de nicio culoare. Nu reușesc din aplicație să activez nici măcar flash-ul aparatului. Deci va trebui să mă mulțumesc doar cu situația în care voi fotografia fără flash, da? Cred că este destinat celor care nu-și doresc să umble la ei și cu un aparat foto și cu telefon mobil, pentru că nu înțeleg utilitatea dublării funcțiilor. Mai ales acum cu moda asta, toată lumea face fotografii cu telefonul mobil, dar în același timp poate că ți-ai dori ceva mai multă performanță. Da? Și atunci un obiectiv ca size cu un zoom optic împreună cu un senzor de 20 de megapixel pot fi o combinație extraordinară
cu orice, orice smartphone. Într-un fel sau altul îți transformi, îți poți face update la smartphone, să îți transformi într-un simplu device, în ultimul compact ca și tehnologie sau ca și performanță.